Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la retrospectiva săptămânii. Sunt Mariana Zberianu și începem cu o informație de ultimă oră, pentru că în urmă cu puțin timp, medicul Cătălin Cârstoiu, candidatul coaliției PSD-PNL pentru primăria generală a Capitalei, a ieșit într-o conferință de presă. I s-a cerut acest lucru de către liderii coaliției de guvernare, pentru că erau niște lucruri de clarificat. Vă propun să vedem o parte dintre declarațiile pe care le-a făcut Cătălin Cârstoiu în urmă cu puțin timp și le comentăm apoi cu invitații mei. Opinia mea este că nici eu, nici presa, ci doar o instituție poate să emită un raport care să constate acest lucru, adică Agenția Națională de Integritate. Din punctul meu de vedere, eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt într-o stare de incompatibilitate. Vreau să vă spun că am operat și în alte spitale publice, la solicitarea colegilor mei de acolo, când au avut o problemă în sala de operații. Vreau să vă spun că am operat și în Republica Moldova, unde am început artroplastia, adică protezarea genunchiului și a șoldului. Vreau să vă spun că am oferit opiniile mele medicale și expertiza mea profesională și în alte spitale private atunci când mi s-a solicitat acest lucru. Eu întotdeauna am răspuns oricărui apel telefonic, chiar dacă rețelele mobile nu sunt acreditate pentru educație medicală, mi-am spus opiniile, mi-am ajutat colegii când au avut o problemă cu un pacient. Eu nu fac o chirurgie ușoară, fac o chirurgie complicată aici la Spitalul Universitar, adică mă ocup de tratamentul tumorilor osoase, a cancerilor osoase, de artroplastie, operații mari, reviziile, adică schimbarea unor proteze cu alte proteze. Nu e un domeniu accesibil oricui, din punct de vedere profesional, așa încât eu am făcut tot ce am putut să-mi ajut pacienții, să-mi ajut colegii. Și asta e expertiza mea și menirea mea ca profesor universitar. Legat de participarea mea la consultațiile la Anemona Med, vreau să vă spun că acolo mi-am ajutat în egală măsură colegii care lucrau acolo și da, am răspuns și solicitărilor unor pacienți care aveau nevoie, mi-au solicitat expertiza lor. Pentru că rolul meu atunci când, din momentul în care am terminat facultatea, a fost să asigur îngrijirea medicală a oamenilor, a fost să le dau o opinie medicală, să-i tratez. Iar din punctul ăsta de vedere, sunt absolut liniștit și dorm liniștit în fiecare seară, pentru că am ajutat pacienții. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că pacienții aleg singuri la ce medic merg și e firesc, cum în măsură pacienții aleg singuri și unde merg, în sistemul public sau în sistemul privat. Legat de sistemul privat, vreau să vă spun că și acolo sunt două posibilități, în orice policlinică sau spital privat, ca pacienții să meargă în regim al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, adică să nu plătească nimic, sau să opteze pentru o consultație plătită. Așa încât există aceste posibilități care sunt perfect legale. Legea 95, care e legea care reglementează sănătatea, a fost modificată în anul 2016 printr-o ordonanță de urgență, ordonanța 79, ordonanță care a introdus un alt regim al incompatibilităților și conflictului de interese în sistemul medical, cumva atipic, pentru că a creat un haos în ceea ce privește organizarea sistemului de sănătate. Această ordonanță nu a fost niciodată trecută, avizată de Camera Deputaților și Senatul, adică în Parlamentul României, nici măcar nu a fost pusă pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate din Cameră sau Senat, dar Cătălin Cârstoiu l-am urmărit, doamnelor, domnilor, vă spuneam și ceva mai devreme, o conferință de presă mult așteptată cu explicații, nu sunt în incompatibilitate, dorm liniștit în fiecare seară pentru că am ajutat pacienții.
Voi mai trece în vedere în revistă câteva dintre declarațiile pe care le-a făcut medicul Cârstoiu, pe măsură ce le voi și comenta alături de invitații mei din această seară. Cornelia Lalu, avocat, bună seara, domnul avocat, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Cătălin Antohe, de asemenea, este alături de noi, redactor șef cetățeanul.net. Bună seara, Cătălin. Bună seara, mulțumesc pentru că ești alături de noi. I-am tot văzut zilele trecute și o să ne reamintim declarațiile pe care le-au făcut și Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, apropo de incompatibilitatea despre care s-a tot discutat și despre toate acuzațiile la care se așteptau un răspuns dinspre domnul Cârstoiu. S-au mai lămurit lucrurile după ce am urmărit împreună o parte dintre aceste declarații? Doamna avocat, vă rog. O astfel de conferință, adică răspunsul la problemele pe care jurnaliștii de la Hot News și întreaga mass media le-au ridicat în ultimele zile, o astfel de conferință era absolut necesară. Însă mie, din ce am putut să văd din conferința începută la 18:30 de către domnul Cârstoiu, mi se pare că dânsul încă nu a lămurit, a lăsat să se înțeleagă, doar că dânsul cunoaște bine legile, ceea ce este, să zicem, un dezavantaj față de această incompatibilitate, presupusă incompatibilitate, ca să-i spunem așa, și faptul că a neglijat în momentul în care s-a lansat în această campanie politică și a acceptat, pentru că așa cum am văzut ieri sau alaltăr declarația dânsului la un alt post de televiziune, nu el a venit, ca așa a spus, nu eu am venit către politică, ci politicienii m-au căutat, fiind un candidat independent. Deci lansarea dânsului în politică a fost un pic nechipzuită sau, așa cum i-a spus nașul dânsului Traian Băsescu, mai bine nu te băga. Și iată, a ajuns în acest impas. Mie îmi pare rău că o personalitate a medicinei românești este astfel terfelită. Când se putea rezolva de către alianța PSD-PNL cu o altă candidatură. Numai că o altă candidatură, respectiv Gabriela Firea, era un pericol pentru conducerea PSD-ului și probabil că Sebastian Burduja din partea PNL-ului nu avea probabil atât de mult impact asupra alegătorilor cum s-a presupus că are domnul Cârstoiu. Bine, acum, pe de altă parte, dacă e să ne uităm imediat, Cătălin, o să analizăm declarațiile astea ale domnului Cârstoiu, primele declarații, dacă e să ne uităm la ce spunea doamna avocat ceva mai devreme, cred că de la fiecare candidat, și cred că domnul Nicolae Ciucă a fost cel care a spus că a fost întrebat de jurnaliști, păi nu l-ați verificat să vedeți dacă există vreo problemă sau nu de incompatibilitate sau mai știu eu ce, iar declarația domnului Ciucă a fost ceva de genul, păi cumva l-am întrebat, ne-a asigurat oarecum că nu există niciun fel de probleme. Aici, oricum, e o discuție întreagă și poate vom vorbi și despre asta. Primele declarații la cald, ca să zic așa, a făcut referire și la anemona în med și la tot ce s-a întâmplat, a ajutat medicii, colegii, pacienții care au dorit o opinie medicală de la dânsul. Da, aș începe prin a spune că din punctul meu de vedere mai bine era coaliția să-și desemneze candidați în interiorul partidelor. Era mult mai sănătos. Dar nu e timpul pierdut, iertați-mă. Și probabil cu un rezultat mult mai bun. Eu personal, undeva în urmă cu 11-12 ani, m-am ocupat exact de un posibil caz de incompatibilitate exact cu domnul Cătălin Cârstoiu. Eram în evenimentul zilei. Și am redactat un articol după ce am făcut o documentare și o confruntare cu domnul Cârstoiu, în care am arătat că anumite prevederi legale îl puteau duce spre incompatibilitate, dar în același timp altele îl scoteau de acolo. Și am arătat că legea trebuie clarificată. Ulterior am înțeles că a avut Cătălin Cârstoiu 5 sau 6 reclamații la Agenția Națională de Integritate, toate dintre ele soluționate cu nu este în incompatibilitate. Deci nu putem să le facem o vină aici liderilor coaliției că nu l-ar fi verificat, deoarece el oficial nu avea astfel de probleme. Acum, cum poți evalua starea de conștiință a unui om? El susține că la anemona med a venit să ajute pacienții. Corect. Pentru că legea spune remunerată sau neremunerată. N-ar putea spune, pe de altă parte, nu am încasat salarii. Deci nu am încasat un venit din asta, pentru că, în definitiv, este acționar și obține dividende. Dar dacă mergem să evaluăm un om după acest criteriu, dacă luăm după criteriul pe care pe tine, dumneavoastră, că este criteriul moral, că a vrut să-și ajute colegii, nu îi se poate face o vină. Dacă într-adevăr a existat un interes material, atunci am putea vorbi de incompatibilitate. Dar aici subscriu la ceea ce a spus Cătălin Cârstoiu, sunt instituțiile statului care ar trebui să vorbească despre asta. Cert este că pe zi ce trece,
crește riscul, și aici vorbesc din punctul meu de vedere, să rămânem cu primarul zero pe care îl avem în prezent. Riscul ca Nicușor Dan să câștige puncte și să avem încă un mandat de blocare a investițiilor și de cheltuieli nesăbuite la primăria capitalei. Doamna avocat, am mai făcut referire ceva mai devreme și chiar discutam înainte de a intra în direct în emisiune, a făcut referire la administrația publică, pentru că am tot așteptat în această perioadă ca domnul Cătălin Cârstoiu să vină și să își prezinte un proiect în fața bucureștenilor până la urmă, nu? Un plan de capitală, ca să zic așa. Am vrut să fac o administrație publică în București, a spus dânsul în urmă puțin timp, mizând pe un sprijin politic stabil și serios. Nu am vrut să fac o administrație politică. Mandatul meu a fost și este pe masa coaliției. Și discutam înainte de a intra în direct și poate e important să le explicăm și telespectatorilor ce înseamnă de fapt. Ar trebui să citim așa printre rânduri, în metalimbaj înseamnă altceva? Nu trebuie să citim printre rânduri. Eu cred că ceea ce ne comunică doctorul Cârstoiu în acest moment este că am vrut, adică termenul trecut, am vrut să schimb, am vrut să fac. Deci un om care e sigur pe candidatura sa de până luni, da, va spune vreau să fac, vreau să aduc ceva bun pentru bucureșteni și așa mai departe. Deci faptul că dânsul folosește termenul trecut, din punctul meu de vedere, deja este un semnal pentru noi alegătorii că această mare coaliție PSD-PNL îl va rejecta și va propune un alt candidat care, îmi mențin teoria de acum o săptămână, două săptămâni, va face jocul lui Piedone. Cătălin, simt că ai o completare de făcut, te rog. Eu sper că va fi un candidat care, într-adevăr, să reprezinte coaliția. Repet, din punctul meu de vedere, dintre cei trei candidați principali pe care avem până în prezent, este un singur candidat care nu e dezirabil pentru cei mai mulți dintre bucureșteni și vorbim de Nicușor Dan. Da? Mandatul lui Nicușor Dan trebuie să se încheie, trebuie să ne luăm adio de la stilul lui de administrare, fără investiții, cu parcurile făcute praf, cu toate promisiunile electorale neonorate, un primar care se laudă că a înlocuit 180 de kilometri de conducte, 110 din 3.000, lucruri pe care nu-l mai spun. Da, dar haideți să ne uităm în spate. Da? Ceilalți cât au înlocuit? Păi nu, dar să ne uităm în spate și să vedem că proiectul de înlocuire a conductor a fost obținut de Gabriela Firea. Asta sunt de acord. De Nicușor Dan și el a fost în stare. Dar am avut un Oprescu, am avut un Videanu, am avut Traian Băsescu, am avut foarte mulți primari care n-au înlocuit nici măcar un metru din conductor. Păi nu a existat niciun proiect, dar de fapt Gabriela Firea a pornit acest demers. Sunt de acord. Iar Nicușor Dan în 4 ani de zile n-a fost în stare decât peste 100 de kilometri ceva. Ce bine ar fi dacă am vedea, apropo de ce discutăm aici în platou, dacă am vedea, într-adevăr, pentru că mă gândesc că mai avem o lună și un pic, iar noi nu știm exact foarte clar între cine se va da, între care dintre candidați se va da bătălia asta, pentru că, într-adevăr, exact asta cred că ar vrea să vadă foarte mare parte dintre bucureșteni. Exact cu ce proiect vine fiecare în parte. Și să vedem dezbaterile acelea și între candidați, nu? Pentru că ar fi... Vă rog. Știți la ce mă gândeam acum? Există un filmuleț cu Elena Udrea, făcut în timpul unei campanii când a candidat la președinție. Și ea acolo spune un lucru foarte adevărat, și anume, toți candidații promit orice. Au promisiuni din ce în ce mai gogonate, fără suport financiar, după care, când ies, uită de absolut toate promisiunile. Și ăsta este adevărul. Strâng bani în campanii, promit alegătorilor de toate, de vrute și nevrute, și când s-au așezat bine și aduc doar neamurile, prietenii, le pun în poziții cheie și de asta țara merge atât de rău de 30 de ani. Dar dacă am avea niște dezbateri de astea reale, în adevăratul sens al cuvântului, și i-am vedea aliniați pe toți cei 5-7-10 candidați, nu? Niște dezbateri televizate, civilizate, normale, în discuțiile cu alegătorii, nu? De ce nu? Am putea să îi luăm la întrebări și să vorbim despre toate lucrurile astea. Adică nu vii și spui că vei schimba 100.000 de kilometri de țeavă la sistemul de termoficare, pentru că te voi întreba în regulă și ce fel de proiect ai și de unde vei atrage finanțarea și așa mai departe. Adică nu doar așa ca așa și noi putem vorbi frumos. Sau nu vii să spui cum a făcut Nicușor Dan că mandatul doamnei Gabriela Firea s-a făcut o fraudă cu cheltuielile cu avocații, că s-au cheltuit bani, sume uriașe și apoi tu cheltui dublu
cu avocații tu însuți și ajungi să pui firmele de avocatură să facă până și regulamente de parcări sau să prelungească autorizațiile de taxi. Când tu ai criticat și ai acuzat tot timpul că este o fraudă și apoi tu... Aici este marea problemă, dar eu cred că ar trebui și după ce își preiau mandatul să-i putem întreba. Pentru că același domn Nicuș Ordan a promis că în 6 luni de zile vom avea semaforizare inteligentă, a propus 1000 de kilometri de pistă de biciclete în București și a realizat, cred că știți, vreo 10. Da, scuzați-mă, eu n-aș da numai pe primarul unui sector sau al capitalei. Avem și un Consiliu General și un Consiliu Local format din 3-4 partide. Responsabilitatea Consiliului General, că nu te duci acolo, sunt 51 sau 52 de membri ai Consiliului General. Ei votează sau sabotează, depinde, da? Depinde ce interese au. Din toate partidele, inclusiv PMP-ul, care să zicem nu e partid parlamentar, sunt reprezentanți în Consiliul General. Eu aș cere raport de activitate, cum zice Cătălina Antohe, și Consiliului General. Ei prime sunt cu indemnizații, sunt repartizați în diverse comisii de parcare, cum spune, comisii de investiții, comisii de consolidări și așa mai departe. Deci nu aș da numai pe un primar responsabilitatea când el este de fapt are în spate problema e un consiliu. Problema este că nu vedem din ce ne uităm. O replică lui Cornelie acum. De ce vorbeam de primar? Pentru că el a plătit avocații în cadrul contractelor cadru, având 60 de consilieri juridici, avocații să facă un regulament de parcare. Sau avocații să aprobe prelungirile autorizației de taxi. În situația în care tu ai 60 de consilieri juridici, dacă nici eu cred că dosarele primăriilor sunt foarte grele. Ca profesionist. Ideea este că, oricum, eu nu prea am văzut până acum candidați la primării, că vorbim de sector, că vorbim de municipii și așa mai departe, sau de Primăria Generală a Capitalei, nu i-am văzut să vină unul la mână să-și asume un anumit proiect cu care vin în fața alegătorului, doi la mână să vină și să prezinte echipa din spate. Pentru că pe vremuri, să dăm timpul înapoi, pe vremuri veneau și ne spuneau, nu mă votați doar pe mine, pentru că eu ca și primar pot să fac 1, 2, 3, 4, 5 lucruri. Dar dacă nu am ajutorul și susținerea Consiliului, nu pot să fac absolut nimic. Aprofundăm de îndată și lucrurile astea, dar vreau să ne reamintim, pentru că de ce am ajuns în punctul ăsta să-l vedem pe Cătălin Cârstoiu în sfârșit ieșind public, pentru că a primit, vă spuneam și ceva mai devreme, mai multe somații și de la Marcel Ciolacu, dar și de la Nicolae Ciucă. Marcel Ciolacu, vedem ce a spus chiar astăzi. Din punctul meu de vedere, fără să deranjez pe nimeni, trebuia să facă până în acest moment această conferință de a lămuri toate astea. Partidul Social Democrat, împreună cu Partidul Național Liberal, vor avea un candidat comun. După cum ați văzut, decizia Partidului Național Liberal și publică, eu m-am abținut de a ieși public, a fost foarte clară de a nu susține pe domnul Piedăr. Deci s-a închis această discuție. Am vorbit cu domnul președinte Nicolae Ciucă, iar decizia noastră este foarte clară de a avea un candidat comun la Primăria Generală. A discutat, clar. A discutat cu domnul Nicolae Ciucă. Domnul Negoiță, ne-am liniștit, cred, nu? S-au lămurit lucrurile. E candidatul comun, nu? La Primăria de Sector, deci nu se mai pune problema la Primăria Generală. Ajungem și la domnul Piedone, dar înainte, pentru că avea o completare de făcut, Cătălin. Da, există mai devreme la ce spuneați cu un primar care ce promite să facă. Este un primar în București, un primar de sector. Poate îi facem sau nu îi poate face, să-i facem reclamă. Auzeam de la consilierii PNL, vorbind un primar PSD. Ziceau, domnule, n-avem ce să-i facem, pentru că omul ăsta parcă a luat cărticica cu promisiuni în campanie electorală și le îndeplinește pas cu pas. Deci avem cel puțin un astfel de primar în București. Nu vorbesc aici de primarul sectorului 6. Da? Putem să-i dăm și numele. E vorba de Daniel 4. Băluță, sectorul 4, care a luat pur și simplu cărticica cu campanie electorale și ce a promis a început să lucreze. O să vă rog să vă rețineți ideea, pentru că continuăm și aprofundăm subiectul. Luăm însă o foarte scurtă pauză. Revenim în doar câteva momente. Rămâneți aici. În această ultimă perioadă, săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, recent, discuții recente cu cei din PNL?
Am avut niște discuții, dar nu pot să spun despre ce au vizat. Vi s-a propus să deveniți membru al Partidului Național Liberal și să fiți susținut de către liberali pentru un nou mandat la Primăria Capitalei? Asta a fost o propunere pe care dumnealor au făcut-o publică în urmă cu mai multe luni. Ce s-a întâmplat mai departe? În momentul de față începe o ruptură între PSD și candidat. Dacă se retrage Cătălin Cârstoiu, vă așteptați la o susținere din partea Partidului Național Liberal? Eu mi-am dorit-o tot timpul. Da, e interesant. Da, știu, e interesant ce o să se întâmple. În primul rând, după această conferință a lui Cătălin Cârstoiu, știm că urmează, mă rog, premierul se întoarce, nu, din Qatar. Vor avea cel mai probabil o ședință, nu știm dacă weekendul acesta sau luni, la care vor discuta ce? Că premierul așa a spus astăzi că se va întâlni cu premierul, cu fostul premier Nicolae Ciucă, evident, și cu domnul Cătălin Cârstoiu. Între timp a avut această conferință. Se vor întâlni și la ce ne așteptăm? Pentru că, uite, sunt oameni care așteaptă susținerea. Pe de-o parte, domnul Piedone, cred că în continuare așteaptă susținerea de la PSD, domnul Nicușor Dan de la PNL. Eu cred că Cristian Popescu Piedone e sigur de susținerea PSD-ului. Nu mai așteaptă nimic. Dar are nevoie de această susținere? Are nevoie, pentru că să nu uităm totuși Bucureștiul. Nu va vota un primar care cât de cât s-a făcut vinovat de victimele de la colectiv, chiar dacă a fost achitat ulterior, dar care prin neglijența sa până la urmă, da? Deci eu cred că orice candidat la primărie are nevoie de susținere altui partid. Da. Un lucru e sigur după conferința de presă de astăzi, medicul Cătălin Cârstoiu nu se va retrage. Deci se poate, singura variantă este ca partidele să desemneze un alt candidat. Nici nu trebuie să-l retragă. Asta zic că el este momentan candidatul nostru, cum s-a spus, da? Momentan candidatul nostru nu și-a depus încă actele. Iar în funcție de numele propus, de eventualul nume propus, vom putea și specula dacă într-adevăr se face un joc pentru Piedone sau nu. Se uită în aceste momente oamenii aceștia care iau aceste decizii, cu cine vor merge în continuare și la sondajele care tot există, pentru că săptămâna asta, dacă e să ne uităm la un nou sondaj curs pe care l-am văzut, domnul Piedone, nu întâmplător, o întrebam pe doamna avocat mai devreme, dacă mai are nevoie și de susținerea altui partid, pentru că în sondajul acesta este primul cu 38%, Nicușor Dan, independent, nu știm, susținut de USR, PMP și Forța Dreptei 27%, domnul Cătălin Cârstoiu are 23%. Deci aproape cât Nicușor. Aș atrage atenția că mai există alte sondaje pe piață. Evident, în fiecare săptămână vedem câte două, trei uneori. Le comparăm, e jale. E adevărat. Diferențele. Am văzut un altul, nu mai țin minte al cui, care arăta cam așa, 43% Nicușor Dan, 41% Piedone, 8% Cătălin Cârstoiu. Eu personal consider mai credibil pe acesta decât pe acela. Dar diferențele sunt uriașe. Dacă am face, cum face românul de obicei, să facă o medie aritmetică, am trage concluzia că da, Piedone are nevoie de susținere. Întrebarea este, dacă îl vor retrage pe Cătălin Cârstoiu, pe medicul Cătălin Cârstoiu, ce variante ar fi? Pentru că probabil nu se mai pune în discuție să revii la niște candidați despre care s-a discutat la un moment dat, nu? Adică credeți că nu se va mai reveni la Gabriela Firea și Sebastian Burduja? Nu știu, vă întreb. E foarte greu să scoți acum ca magicianul din manșeta magiei să scoți un candidat. De unde îl găsești? Ei trebuiau să se gândească. Pentru că dacă e să ne amintim, apropo de sondajele pe care le pomeneam, sondajele din ultimele luni, dacă nu mă înșel eu și mi-aduc bine aminte, Gabriela Firea avea 30%. Cred că în unele sondaje avea chiar peste partid. Era singurul, bineînțeles că avea peste partid. Era singurul candidat care, să zicem, putea să intre într-o luptă cu Nicușor Dan și care să eventual să-l bată în alegeri pe Nicușor Dan. Dar nu s-a dorit de către partid și v-am spus de ce. Gabriela Firea reprezintă un pericol pentru conducerea partidului. Iar acum, te rog. Subscriu, nu, vreau să spun că subscriu totul la ceea ce spune
doamna Lalo. Da, de unde să scoată? Pentru conducerea partidului. Și un succes al Gabrielei Firea reprezenta... Duce deja să preia președinția. Tot așa cum un eșec răsunător cu alegerile primar, la fel reprezintă un pericol pentru conducerea partidului. Asta voiam să întreb. Că până la urmă, în momentul în care s-a mers cu medicul Cătălin Cârstoiu, toată lumea a spus că oricum nici PSD-ul, nici PNL-ul cumva și l-au asumat, dar nu și l-au asumat, tocmai pentru a nu deconta liderii celor două partide. Gândiți-vă, e a doua greșeală exact. Care o fac. Au făcut o primă greșeală cu europarlamentarele, când au pus-o pe acea doamnă Ramona Chiriac, dacă să nu greșesc numele, au zis, vrem o femeie pe primul loc, o femeie independentă. Au pus-o pe Ramona Chiriac, ținând cont de faptul că dânsa era reprezentanta Comisiei Europene în România, da? S-a văzut că nu cunoaște nimeni. Și atunci doamna s-a retras de bună credință, da? Acum au încercat același joc, da? Două partide mari. Eu mereu menționez asta, pentru că este inadmisibil ca două partide care au sistem organizatoric, sistem de testare a votului alegător, sistem de sondaje, bani, să nu uităm și de partea de finanțare a partidelor. Și PSD-ul și PNL-ul au foarte mulți bani prin finanțarea pe care guvernul le oferă. Deci, astfel, două partide mari să facă astfel de greșeli este inadmisibil, decât dacă vor să rupă această alianță. Te rog. Da. Intenția de rupere a alianței există în ambele partide, mai ales în PNL. Acest curent a existat, există și este puternic. Și nu mai departe de acum 3 luni de pildă se vorbea despre o vizită a cunoscutului general Florian Col de la un lider marcant al PNL la Bruxelles, căci este europarlamentar, pentru a determina pe atunci pe acesta să facă lobby pentru a continua să-l susțină pe Nicu Șordan. Dacă nu ar fi fost alegerile acestea europarlamentare în același timp cu alegerile locale, exista riscul teribil ca PNL-ul să obține un scor dezastros la europarlamentare. Caz în care ar fi fost pus în pericol însă și funcția de președinte a partidului, pentru că aripa dură din PNL nu ar fi ezitat să atace și să nu încerce să-l schimbe. Caz în care, mergând mai departe pe fir, alianța s-ar fi destrămat cel mai probabil. Deci, aceste alegeri au fost o mână întinsă de premierul Ciolacu către PNL pentru a salva inclusiv scaunul de președinte al lui Nicolae Ciucă. Deci, ca să închei, ca să concluzionez, da, potrivit afirmațiilor de început, există riscul de rupere a acestei coaliții în orice moment. Asta voiam să întreb. Rupere înainte sau după înainte. Alegeri? Nu înainte. Pentru că înainte de aceste alegeri, da? Adică ne referim după 9 iunie, da? E foarte greu de făcut o analiză în acest moment, pentru că, vedeți, ambele partide, prin liderilor, da? Au jucat așa de-a baba oarba, adică au încercat să-și fure, să zicem, preșul de sub picioare și să aducă oarecum ceva unicat, ceva de forță în astfel de în aceste două alegeri. Ori listele pe care, așa din spuse, încă nu le-am văzut în totalitate, nu relevă, să zicem, niște somități care să candideze și la europarlamentare și la locale. De asta eu stau și să mă gândesc dacă această alianță e benefică celor două partide sau doar, cum spunea Cătălin, Partidului Național Liberal. Da, și ce efecte vor avea până la urmă dacă ei vor pierde primăria capitalei? Pentru că asta cumva, cred că se va răsfrânge în rezultatul alegerilor. Problema e dacă vor pierde și Consiliul General. E foarte important. Pentru că să nu uităm, v-am spus, 52 de consilieri generali, dacă ei nu vor obține, să zicem, 30 de consilieri generali, atunci, într-adevăr, alegerile locale sunt pierdute. Dacă obțin 30 de consilieri locali, deci majoritatea din Consiliu, ei pot cât de cât oarecum mișca administrația Bucureștilor. Da, pentru că un scor de peste 50% în alegerile locale la București ar fi un succes, iar un scor de sub 40% ar fi un dezastru. Și în timp ce despre coaliție nu știm exact, va rămâne domnul Cârstoiu, nu va rămâne, vom vedea din nou pe cineva, vom vedea un candidat de la PSD sau poate un candidat de la PNL, nu știm exact. L-am văzut astăzi pe domnul Piedone, nu? Care știe să speculeze
toate momentele, a speculat și momentul de astăzi și a discutat din nou cu presa. Vedem un scurt moment de la depunerea candidaturii. Odată ce astăzi eu am depus candidatura pe Partidul Puterii Umaniste Social-Liberale, am înțeles că liberalii nu, dar PSD-ul mai poate să se gândească să susțină dacă vor o victorie, nu pentru localele, și dacă vor o victorie în toamnă, PSD-ul ar fi înțelept să vină să mă susțină. Vă spun că voi câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei cu 42%. Am fost acuzat de domnul primar general Nicu Șordan, citez din domnia sa, practic pare ireal, dar Cristian Popescu Piedone poate să câștige Primăria Capitalei susținut de interlopi. Domnul Cristoru mi-a zis că sunt, și am zis, je suis pe papic. Într-adevăr, să vedem câți bucureșteni vor putea, pe câți bucureșteni au făcut porți și pe câți bucureșteni dați-mi tricou cu... și pe câți bucureșteni i-au făcut interlopi. Vom vedea lucrurile astea pe stradă, la pensionari, la oameni care vor putea aceste tricouri cu drag. Și ei sunt interlopi, ăștia sunt interlopii care mă vor vota, cetățenii Bucureștiului, și ăsta sunt porcii care mă vor vota, raporta la ce au spus contracandidații mei. Atât pot, atât duc. Nu se dezminte, Cristian Popescu Piedone. Atât duc și asemănarea viitorilor votanți, alegători, cetățenii ai Bucureștiului cu porcii sau cu interlopii, este o chestiune care jignește orice om de bună credință care va vota pentru viitorul Bucureștiului. Deci mie mi se pare jignitor să spui vor purta pensionarii cu drag un tricou pe care scris sunt interlop. De ce să poarte pensionarii așa ceva? Au fost o analogie cu piața universității și de cu pe Justice vremuri. Charlie și, exact. Și așa mai departe. Da. Știu că e o analogie, dar luând așa mesajul pur pe care îl transmite el bucureștenilor, mie mi se pare un mesaj jignitor. Dânsul a vrut cumva să facă... Acesta e mesajul de la Nicu Șordan. Da, un soi de metaforă cumva, nu știu cum să-i spunem, pentru că a fost atacat analogie, de domnul Cristoiu, da, pe de o parte și pe de altă parte de domnul Nicu Șordan. Pe mine m-am amuzat altceva, că vorbește despre faptul că PSD-ul și PNL-ul ar putea avea liniște la alegerile din toamnă, deoarece Piedone a câștigat alegerile, sau dacă Piedone... Păi n-ar avea cum, deoarece mandatul domnului Nicu Șordan se încheie... Începe în septembrie, se termină cam în octombrie. Deci nu, indiferent cine va câștiga alegerile, tot pe Nicu Șordan îl vor avea la primărie. Dar eu mai am o nelămurire. Cum ar putea PSD-ul să îl susțină pe domnul Cristian Popescu Piedone? Pentru că dacă e, mie îmi place tot timpul să ne uităm la declarațiile mai recente sau mai puțin recente. Acum vreo lună de zile, dacă nu mă înșel, premierul Marcel Ciolacu ne aminti momentul acela cu roaba în studio, cu domnul Cristian Popescu Piedone, la un alt post de televiziune. Premierul care a venit și a spus: cum vă puteți imagina că un om precum Cristian Popescu Piedone ar putea să se întâlnească, nu știu, cu primari ai marilor capitale europene sau mai știu eu ce. Adică, cum poți să treci peste toate... Tamas Berianu, cum poți să treci? Politicienii sunt datori să facă compromisuri, da? Ei fac compromisuri zi de zi. Deci pe mine nu m-ar mira ca Marcel Ciolacu, în calitate de prim-ministru al României, să revină asupra declarației și să spună: vai, așa primar și așa candidat precum Cristian Popescu Piedone, eu n-am mai văzut. Îl susțin din toată inima. Deci nu m-ar mira. Păi și dacă îl pui față în față, nu știu, că poate fi oricare dintre politicieni, dacă le luăm declarațiile de astăzi cu cele de ieri, putem să facem un exercițiu. Eu spun că ar fi o naivitate din partea premierului Ciolacu să nu fie adaptabil. Și că acest lucru se ia în calcul de fiecare dată. Unele sunt declarațiile date în anumite circunstanțe la televizor și altele sunt oportunitățile politice dintr-un alt moment. De fapt, stați să ne amintim cum s-a format și această coaliție de guvernare, nu? Și cum a fost explicat atunci. Sau atitudinea președintelui față de PSD. Sau atitudinea președintelui față de PSD. Da. PSD, și premierii, și acum este partidul. Și premierii pe care tot i-a pus în funcție. Una peste alta, ca să mergem și la un alt subiect, v-aș mai întreba un lucru. Mai e timp acum? Pentru că le-a luat destul de mult celor din coaliția de guvernare să vină cu un candidat. Ne amintim, nenumărate ședințe de coaliție, discuții, negocieri și așa mai departe. Ar mai fi timp să vină cu un alt candidat? Pentru că, dacă nu mă înșel, finalul lui aprilie este pentru depunerea candidaturilor. Parte luni. Problema nu este de timp, ci timp, să zicem, mai este.
Problema este că ei trebuie să iasă cu un candidat și așa Cârstoi a fost lansat târziu, adică a fost lansat doctorul Cârstoi, a fost scos, din punctul meu de vedere, destul de târziu pentru a fi lansat în lupta politică. Dar până luni, dacă ei se vor răzgândi asupra candidatului, trebuie să aducă un candidat cu maximă notorietate. Exact. Dacă nu vor aduce un candidat cu maximă notorietate, vor fi pierduți. Cătălin, da, te rog. Exact același lucru. Nu mai este timp să lansezi. Adică nu cred că vom ajunge la candidatul Florescu, Tibi Florescu, profesorul de arhitectură. Mai ales că acesta a refuzat. Da? Deci trebuie un candidat cunoscut. De regulă, dacă se va întâmpla să renunțe la candidatul Cătălin Cârstoiu, părerea mea este că ar trebui să aducă un candidat din interior. Da? Și cu maximă notorietate, exact, că așa degeaba cu notorietate, da. Ușă de organizație. Cu notorietate care... și cu grad de încredere, pentru că ați afișat adineau rezultatele sondajului. Uh-huh. Și puteți vedea că la fiecare candidat în parte, procentul de percepție negativă era mai mare decât cel de percepție pozitivă. Un candidat care să poată să și aducă oamenii la vot, deoarece acele cifre se vor traduce prin absenteism în caz contrar. Oricum, procedura de votare va fi foarte grea, pentru că vor fi, gândiți-vă, 4-5 urne, 5 urne. Deci comisiile de votare din secțiile de vot vor avea foarte mult de muncă, iar timpul petrecut de către alegători în secția de votare nu va mai fi de câteva minute. Va fi, eu cred că se va întinde la 10 de minute, pentru că vom avea catastife, cel puțin la București, catastife de partide, fiecare cu câte 30 sau 50 de candidați și la primăria generală și la primăriile de sector. Nici nu vreau să mă gândesc cum va fi procedura de votare. Și trebuie neapărat, și aceasta este o opinie tot mai largă în rândul populației, ca viitorul Parlament să aducă legea electorală la locul ei. Ne trebuie două tururi. Da. Trebuie ca primarul să fie reprezentativ, trebuie ca el în cele din urmă să fie ales de majoritatea celor care vin la vot. Asta o vedem, dacă nu se obține 50%. Evident. Asta o vedem la nivel declarativ la mulți dintre politici. Dar când e vorba să o pună și în practică... Pentru că după aceea vrea ca primarii proprii să n-aibă probleme în a câștiga alegerile și o lasă într-un singur tur. Dar trebuie luat taurul de coarne, pentru că în cei din urmă se întoarce tot împotriva lor. Aș vrea să ne uităm și înspre vizita pe care a făcut-o premierul Maciej Ciolacu zilele trecute în Qatar. Vedem un scurt fragment din declarația dânsului. Mi-am fost născut pe timpul comunismului, ca de altfel mulți dintre dumneavoastră. Visul meu era să merg să văd Parisul. Acum când am vorbit ultima oară cu nepotul meu, zic, ce fac, nu? Păi ce să fac? Plec cu mama în Dubai. Deci lucrurile e clar că există o mutație și noi politicienii trebuie să vedem acest lucru. Nu trebuie să luptăm, dimpotrivă, trebuie să vă creăm serviciile pe care vi le doriți. Cum de altfel încerc cu colegii mei să creăm serviciile, fiindcă fără educație, fără sănătate, fără investiții majore, nu vă veți întoarce niciodată acasă. Fiindcă v-ați obișnuit cu un anumit standard și este normal să fie așa. Premierul Marcel Ciolacu, l-am văzut, mă rog, pe lângă chestiunile economice despre care s-a discutat acolo, investițiile care ar putea să fie făcute în România, dar, nu știu, mi se pare mie, sau speculează aceste vizite, aceste momente, pentru a discuta, evident, cu românii din diaspora. L-am văzut vorbind despre, nu doar aici, ci și în alte vizite externe, cum ar fi dacă s-ar întoarce, ce ar trebui să se schimbe în România, vorbește despre faptul că avem creștere economică, discursul acela pe care îl vedem și în țară de multe ori. Este, bineînțeles, un discurs politic, o vizită politică, este o vizită prin care însă se promovează, pentru că, să nu uităm, vine toamna, vin alegeri, vom vedea, candidează la președinție, nu candidează la președinție, însă aș vrea, spuneam, nu putem decât prin educație să aducem România la nivelul țărilor la care eu visam. Păi spun eu, s-a așezat la masa de discuții înainte de a se așeza doamnele din laterala sa. Adică normal trebuia să le lase pe doamna Odobescu și pe cealaltă doamnă să se așeze și după aceea nu te așezi tu ca bărbat pe scaun și doamnele stau încă în picioare și își trag singure scaunul și așa mai departe. Deci haideți, domnule premier Ciolacu, să pornim educația cu dumneavoastră. Aici e puțin mai delicat să ținem cont că e într-o țară arabă, unde, nu din contează. Păcate, femeile arabii nu s-au așezat înaintea doamnelor. Da. Nevoia de investiții este și aici cred că am putea vedea și o frică a actualei guvernări.
În momentul în care te duci să discuți acolo despre posibilă cumpărare acțiunilor Tarom, nu faci decât să confirmi că acest Tarom are mari probleme și se vede cum își reduce numărul de curse, se vede. Dar nu erau ei, scuză-mă, Cătălin, nu ne vindem țara, nu ne vindem aceste unități de elită, unica companie. S-a vorbit și de aeroportul București-Otopeni, unde în 2016-2017 a venit Emirates după un studiu de 2 ani și a propus să facă aici cel mai mare hub din Est Europei, cu curse spre America, să strângă toți Balcanii. Și cursele, ai o posibilitate de dezvoltare extraordinară. Știți care a fost motivul oficial pentru care nu i-au luat în calcul pe Emirates? Nu că am afectat Taromul. Uitați la ce s-a ajuns. Taromul care stă de câți ani în... Care este într-o situație critică. S-a ajuns să vinzi cursa către Londra. Deja e un semnal extrem de... Vom vedea și ceva, da, am văzut un comunicat al guvernului apropo de vizita asta, dar vom vedea că se întâmplă și ceva concret după o astfel de vizită? Dacă se întâmplă, este incontestabil meritul premierului și ar mai spăla din rușina lui Mihai Tudose când și-a bătut joc de japonezi, de mare companii japoneze. Și i-au trimis la Muzeul Țăranului. Au ajuns la Muzeul Satului. Prima vizită a unui premier japonez în România. Și cu șefii marilor companii din Japonia. Veniți aici să discute despre investiții. Și i-a trimis la Muzeul Satului. Da? Din cauza că și-a dat demisia cu zi înainte, nu mai putea aștepta încă o zi. Și acolo e o altă teorie, că se pare că ei sunt niște zvonuri că premierul Tudose și-ar fi lăsat demisia în alb la Liviu Dragnea și că Liviu Dragnea n-a acceptat să întârzie data cu o zi, deși ar fi cerut-o. Da. Înapoi, când a venit spre România premierul, evident, pentru că nu întâmplător vă spuneam ceva mai devreme, că speculează cumva momentele, apropo de prezidențiabil sau nu, pentru că dacă e să ne uităm la o parte dintre declarațiile lui Marcel Ciolacu, el zice că nu e tocmai potrivit pentru a fi președinte, nu își dorește neapărat. Imaginile acestea pe care le vedem pregătite de colegii mei, o postare făcută de premierul Marcel Ciolacu, s-a încărcat, a spus cu zâmbetul acestor tineri. E vorba de studenți, dacă nu mă înșel, știm prea bine că în Dubai au fost niște probleme cu inundațiile și așa mai departe. S-a încărcat pozitiv premierul după ce a discutat cu acești tineri în avion, în drum spre casă. Zâmbesc și zice că stau să mă gândesc câți studenți își permit să zboare în Dubai și să-și petreacă o vacanță. Nu cred că foarte mulți. Probabil că acești tineri care au fost prinși de acea furtună în Dubai, sunt totuși din anumite categorii sociale destul de ridicate și destul cu dare de mână, pentru că totuși o călătorie în Dubai, chiar dacă ai face economii, nu-i la îndemâna unei călătorii, să zicem, la Rânca sau la Botoșani. Da? E, normal că a făcut astfel de fotografii, sunt fotografii care îl ajută foarte mult în campania electorală. Bănuiesc că avionul nu era pornit, pentru că stau în picioare și... compartimentul bagajelor este deschis, deci e în momentul de staționare a avionului. Referitor la președinția pe care o dorește sau nu o dorește, eu cred că Marcel Ciolacu nu își dorește președinția, pentru că mânușei vine această funcție de prim-ministru. Da? Deja s-a obișnuit cu ea, comunica, a progresat foarte mult în comunicare de când este prim-ministru, probabil că are consultanți foarte buni și ascultă, pentru că poți să ai minunați consultanți, s-a văzut la președintele Iohannis, dar dacă tu nu ești ca o sugativă și nu ești înțelegător cu ceea ce îți recomandă consilierii, degeaba i-ai. Deci nu cred că și-ar dori cu adevărat președinția, ci mai degrabă să rămână pe acest post care este deocamdată... Este funcția de premier... În funcție de conjunctură, se poate dovedi extrem de vremelnic. Fie că pierzi, echilibru în Parlament, fie că îl pierzi în propriul partid, atunci funcția de premier e ca fumul, dispare. Da, dar poți să jonglezi cu una din președințiile Camerei? Prea puțin, nu mai ai putere. Când ești premier, conduci România. Da, așa da? Este. Când ești președinte, conduci România. Un alt segment sau pe toate. Nu cred că e vreun politician român sau poate sunt prea puțini în Parlament care să nu aibă acest vis secret sau dorință secretă de a ajunge odată președinte României. Este mirajul pentru oricine și nu cred că în visele premierului Ciolacu nu apare și această funcție. Acum Cosmin Gușă care și-a depus vrea să candideze ca președinte al României. Trecut de la faza de... Da, de faza aceea s-a încheiat, dar de ieri s-a anunțat că va candida la președinția României. Independent? Nu.
Nu știm deocamdată. Așa a spus că independentă va fi un candidat acolo. Nu, nu are șanse Cosmin Gușă. Acum rămânem în tandem, Marcel Ciolacu cu Nicolae Ciucă, pentru strâns legat de rezultatul alegerilor locale, pentru că au legătură. Eu nu știu dacă această comasare a alegerilor, care a fost de fapt colac de salvare pentru PNL, nu a presupus și alte negocieri. Deci eu nu exclud să-l vedem pe premierul Ciolacu candidat la președinție din partea coaliției. Dar de ce nu pe Nicolae Ciucă? Tocmai asta spuneam, a fost un colac de salvare. Nicolae Ciucă în felul acesta și-a securizat pentru o perioadă postul de președinte al PNL. Adică cumva ei au un mesaj invers, nu știu cum să spun, pentru că dacă e să ne uităm la Nicolae Ciucă, vine Rareș Bogdan, că pe Rareș Bogdan l-am văzut cel mai vocal vorbind că fostul premier Nicolae Ciucă îl împingem de la spate, el să fie candidatul PNL-ului. Pe de altă parte, pe Marcel Ciolacu, îl vedem că spune că e foarte rezervat. Dar trebuie să mai ținem cont. E o psihologie inversă sau cum? Trebuie să mai ținem cont de un scenariu. Este o posibilitate reală ca președintele României, actualul președinte, să-și încheie mandatul mai devreme. Caz în care vom avea un președinte interimar. De ce? Că va pleca la NATO? Unde va pleca? La NATO, la Comisia Europeană? Unde ar pleca? Personal nu cred în varianta NATO. NATO se joacă varianta NATO pentru a se obține un sprijin real pentru o altă funcție. Dar în momentul în care președintele, în ipoteza în care președintele și-ar încheia mandatul mai repede, cine rămâne președinte interimar al României președintele până la Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă. Și atunci va și exersa, stau să mă gândesc, chiar cu competențele reduse pe care îi le conferă legea, va și exersa rolul de președinte și s-ar putea ca noi, alegătorii, să-l vedem un viitor președinte perfect. Asta e mai greu? Un președinte rezonabil n-am mai putea gândi. Dar deja perfect. Când îl vezi, gândiți-vă la situația care a fost când în 2012, sau 2009, când a fost suspendat Crin Traian Băsescu cu Crin Antonescu. Toată lumea a văzut în Crin Antonescu o speranță. Și ce s-a întâmplat după aceea? S-a desumflat între timp. Dar cine știe în ce fel ne vor mai surprinde politicienii noștri cu candidaturile lor. Doamna avocat, Cătălin, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această seară alături de mine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Rămâneți în continuare alături de noi. Weekend frumos aveți!